debutul acestei săptămâni de tenis la Arad. Din păcate, cei care au confirmat au fost spaniolul și bosniacul, compatrioții noștri fiind învinși. Pereira din Spania a traversat o perioadă mai dificilă în carierei sale în 2012, când a ratat un sezon întreg datorită unei accidentări la șold. Având nevoie și de intervenție chirurgicală, el a căzut atunci de pe locul 80 până pe 450. Anul trecut a fost un an de tranziție în care el a revenit undeva în jurul locului 120, iar acum în 2014, cu un titlu de Challenger la Panama City, iată, reintră în prima sută. Se anunța a fi la un moment dat o mare speranță a tenisului iberic. A colaborat cu antrenori foarte bine cotați, Jordi Arese, vicecampionul olimpic de la Barcelona din 92, Albert Portas, fostul jucător de top 10, acum lucrează alături de Francisco Roig, un alt antrenor foarte cunoscut care a lucrat cu diversi jucători spanioli, Feliciano Lopez, colaborează cu Nadal atunci când unchiul acestuia, Tony, nu îl poate însoți la turnee. L-am văzut adesea pe Francis Roig alături de Nadal, chiar în turnee de Grand Slam. Acum el se ocupă de Pereira. De cealaltă parte, Damir Djumur, un tânăr jucător bosniac, a avut o explozie anul acesta în turneul de la Australian Open, când, venind din calificări, a trecut și două tururi pe tabloul principal, fiind până la urmă învins de Tomáš Berdych în turul al treilea. Se apropie cu pași încet, dar sigur, de top 100. Are și un titlu Challenger anul acesta, primul din carieră, la Mersin, unde l-a învins în finală chiar pe Pereira, aceea fiind și singura întâlnire dintre cei doi. Meciul începe cu Riba la serviciu. Va trebui să stea cât mai aproape de linia de fund, Jumur, pentru a avea șansă. Riba lovește cu foarte mult topspin, are un forehand devastator, un prim serviciu foarte bun. Iar Jumur este un jucător agil, care are viteză atât în brațe cât și în picioare, însă nu are o forță extraordinară. Iată, dacă îl vedem aici împins mult în spate, va avea probleme. Dar rectifică imediat, vine la linie și încearcă să îl scoată pe Riba din colțul de backhand, unde el lovește foarte bine cu forehand-ul. Se întoarce runaround cu forehand-ul pentru a evita backhand-ul, iar din acel colț este letal. 40. Serviciu câștigător, început bun de meci pentru Riba. Ieri mi s-a părut puțin apatic spaniolul. A și avut în față un francez, Luca Puy, care a jucat extrem de agresiv și de bine, dominându-l pe alocuri pe spaniol, însă ratând o sumedenie de mingi de break care l-au costat până la urmă meciul pe francez. Astăzi, fiind și finală, având și o revanșă de luat în fața lui Jumor, mă aștept să văd pe Riba ceva mai agresiv. Se întoarce acolo cu forehand-ul, cum vă spuneam mai devreme, și lovește cu topspin extrem, lovituri cu greutate care deranjează, mingea sare sus și este greu de controlat. În același timp, în acea poziție, poate lovi și decisiv în colțul de forehand, inside-in. Game la 0 pentru Riba în debutul meciului. 15-30. Ah!
10. O primă greșeală cu forehand-ul făcută de Riba, ușor nemulțumit, spaniol, parcă nu-i bine să creadă că l-a trădat lovitura sa cea mai bună. Avantaj, John Hall. Bun serviciu al lui Dumur. Intră și bosniacul bine în meci, egalează la 1, frumoasă combinație 1-2, își pregătește atacul cu un serviciu kick, surprins Riba, trimite scurt, iar bosniacul nu iartă. Ia mingea în urcare, frumoasă execuție. Greșeală necaracteristică a lui Riba cu forehand-ul din zona de 3 sferturi. Nu prea iartă spaniolul din acea poziție. Nu apreciază bine Dumur traiectoria mingii, stă departe, aceasta îi cade sub nivelul genunchilor, de unde nu reușește să o ridice peste fileu. Da, Dumur a ajuns mult în spatele liniei de fund, își pierde mult din eficiență. 2-1 pentru Riba.
Da. Dezamăgit, Jumur, după această eroare. Aici, Sepakul este singur, retur bun, lung, pe care Jumur nu-l respectă suficient. A încercat să se întoarcă cu forehand-ul, să preia inițiativa. Nu era o minge indicată pentru a face așa ceva. Cere Jumur verificarea urmei. Greu de spus din această reloare, să-i dăm credit arbitrului. Unul bun și experimentat, unul dintre cei mai buni arbitri români. Sunt două urme, iar Jumur pare sigur că acea de pe linie este urma ultimului său serviciu. Arbitrul Vlad Stănescu i-a spus că acea urmă este de la un serviciu anterior, dar bosniacul susține că nu a fost niciun serviciu în zona aceea până acum. Mă rog, nu avea cum să fie așa, pentru că din moment ce sunt două urme, e clar că s-a servit de două ori în acea zonă. Este rândul Iriba să caute o urmă acolo, dar cred că este cazul, a fost bun acel lung de linie. Pardon, îmi cer scuze, se pare că a fost totuși out. 3 mici de break pentru Iriba. Nervos bosniacul, ar face bine să se liniștească și să-și reintre în ritm și să se concentreze la joc. Nu l-ajută această atitudine, iar eroarea neforțată vine imediat. Break la 0, 3 la 1 Iriba. Da, Iriba bine instalat pe linia de fund, dirijând raliul, iar Jumur încercând să reacționeze undeva la 3-4 metri în spatele linii de fund. Deznodământul unui astfel de schimb de mingi nu prea poate fi altul. Bineînțeles, sunt și excepții, dar de regulă Iriba va câștiga aceste dueluri.
30-0. 30. Serie de 10 mingi consecutive câștigate de Riva. Întreb pe Jumor seria neagră și cu ajutorul unei scurte neinspirate și prost executate a lui Riba. Susține Riva că mingea ar fi căzut de două ori. Să vedem la valoare. Doamnelor și domnilor, vă rugăm păstrați liniștea în timpul desfășurării punctului. Ba nu, nu, nu poate fi vorba de așa ceva. E deranjat câteva persoane din public. Rămâne în continuare o minge de 4-1 pentru Riva. Pregătește bine punctul Jumur, dar ratează lovitura decisivă, în continuare iritat. Dacă s-ar liniști, probabil ar evita aceste erori neforțate. Așa însă Riba își consolidează break-ul, se desprinde la 4-1. Trebuie să schimbe ceva în joc, Jumor, să fie mai agresiv.
15. Excelentă lovitură acum, lungă, bine plasată. Fefeino. Excelent spaniolul în defensivă. 15-30. 15-30. Execuție pretențioasă încercată de Riba. Mult mai bine acum Jumur, agresiv, încercând un 2-l, un mingea repede în urcare. Aceasta ar fi șansa lui, după părerea mea, în meciul de astăzi. Da, încă o dată. Rămâne Jumur la un singur break distanță. 2-4 din perspectiva bosniacului. Da, limita acest serviciu. Jumur a spus că e bună, arbitrul a spus că e out. Tranziție bună reușită de Jumur, s-a apărat lung, apoi a intrat în teren și a atacat în colțul celălalt. O serie de puncte în care bosniacul a reușit să fie mai agresiv, să ia linia de fund a terenului. Puțin a lipsit. La fileu nu se descurcă foarte bine Riba, iar Jumur joacă inteligent, pune mingea sub fileu, îl obligă pe spaniol să execute un volet, știind că probabil nu se va apropia suficient de fileu. Nu încearcă lovitura decisivă cu primul passing shot. Excelent jucat din partea bosniacului.
scurtătorul lui Jumor, iar din zona de trei sferturi, riba, vă spuneam, este devastator cu forehandul. Mice de ribrec. Încă o roagă neforțată, recuperează break-ul Jumur. 3 la 4. Riba leads by 4 games to 3. S-a liniștit și bosniacul. A primit o mână de ajutor nesperată în acest game. Mai puțin de 3 ori neforțate a făcut Riba cu forehand-ul din zona centrală, minge scurtă, mai mult decât a făcut în toate celelalte 6 game-uri de până acum. Ce cădere din partea lui Riba. Yeah, you jump up.
Game la 0 egalează la 4 Damir Jumor. Încep game-urile decisive ale setului. Momente dificile pentru Riba. Încă o eroare neforțată. Ce se întâmplă cu Spaniel? Începuse foarte bine meciul, sigur pe el. Dominând game-urile pe propriul serviciu, reușind și un break, acum iată, se stinge pur și simplu. Atent la fileu, s-a agățat bine Jumor, cât pe ce să reușească passing shot-ul. Patruzeci, 2000 de break, din nou foarte agresiv bosniacul. Prima dintre ele salvată cu un bun serviciu la exterior. Dublă greșeală, Riba, în ce moment? Jumor conduce cu 5-4. 4 game-uri consecutive reușite de Jumor. Are acum avantajul break-ului și va servi pentru câștigarea primului set. Doamnelor și domnilor,
Din respect pentru ambii jucători, vă rugăm, închideți sonerile telefonilor mobile. Mulțumim. Dublă greșeală, Jumăr, în debutul acestui game foarte important. Din nou, decizia la limită pare bună pe reluare. Să vedem decizia arbitrului. A fost bună, punctul se rejoacă. Serviciu câștigător. 13-15. Serviciu pune încercat de Jumăr la surpriză. Nu era rea ideea, însă s-a întins, dacă mai făcea un pas spre minge, probabil ar fi putut executa acel gol. Minge de set, Jumăr. 40-30. Super, bun, 2 din defensivă, intrase riba să ia mingea în urcare, dar nu a trimis suficient de aspru, i-a permis lui Jumăr să ajungă să se așeze și să reușească chiar lovitura câștigătoare. Super mod de a încheia primul set, unul în care Jumăr a avut o revenire spectaculoasă de la 1 la 4 la 6 la 4, profitând de adevărat și de o cădere în joc a lui Riba. Nu uitați, puteți urmări
programele noastre și pe internet la adresa www.digisport.ro sau m.digisport.ro pentru telefoane mobile și tablete. Săptămâna viitoare avem din nou tenis în direct pe Digisport. În paralel, turneele de la Birmingham și Halle. La Birmingham, turneul WTA Premier. La Halle, bine cunoscutul deja Gary Weber. Al doilea set. Începe setul al doilea cu riba la serviciu. Să vedem reacția spaniolului după pierderea 5 game-uri consecutive. Pare să încerce măcar să lovească mai hotărât. 15. Se apără bine Jumor, apoi intră în teren. În momentul în care bosniacul ia mingea în urcare, încep problemele pentru Rima. Serviciul bun încercat de Riba, reușește să surprindă catalanul. Excelent, sprintul lui Riba era foarte departe, greu de ajuns așa scurtă, o ajunge spaniolul, însă a fost atent Jumor, a închis bine unghiul, s-a apropiat de fileu. Încă neforțată și din nou minge de break pentru Jumor. Egalitate.
Salvează riba mingea de break. Avantaj, jumper. Continuă momentele grele pentru Riba. Dirigează bine acum. A început punctul jumbo cu retur scurt. Nici ulterior nu a reușit să lungească din defensivă. Ce inspirat Jumur a rupt racordajul. Astfel el nu mai putea continua punctul normal la prima, a doua sau maxima a treia lovitură. Mingea ar fi zburat în out necontrolat. A rupt însă ritmul, a venit la fileu și a agățat cel demivole, reușind o scurtă de efect. Portează Jumur, se înghese cu forehand-ul, a ajuns pe cularul de dublu. Era deja expus, obligat să încerce lovitura decisivă, dacă ținea mingea la joc, odată ajuns în acea poziție, oricum ar fi pierdut punctul, era greu de crezut că mai putea ajunge în colțul opus. După câteva mingi de break, acum avantaj pentru Riba, servici volet din nou, inspirat. Scapă spaniolul de acest game. A avut din nou mari dificultăți. A reușit totuși să întrerupă seria de 5 game-uri consecutive ale lui Jumur. Ninja.
30-15. 30-15. Nu a lipsit mult. Mare încredere, Jomar. Caută execuții câștigătoare. 40-15. 40-15. Cât de bine începuse meciul Riba, iată ce greșeli face de ceva vreme. Superbă lovitură, egalează la 1, Jumor. 1 egal, 1 game. Extrem de supărat, Riba. Joacă sub s-a obișnuit. Și asta într-o finală. 15 egal, 15. Paradoxal, salvează în ultimele game-uri această tactică de servici vole și în general venirile spre fileu, unde de regulă nu se simte foarte confortabil. Am mai mult aș putea spune că este exact punctul său slab, aici un 2 superb cu un back în lung de linie pe contrapie. Mai scurt, Ali Riba pe propriul serviciu are nevoie de astfel de game-uri pentru a-și recapăta puțin hotărârea și încrederea. Ah!
15. La putem. Încearcă din nou acea schimbare cu Becken în lung de linie care i-a funcționat în primul set. A fost extrem de eficient, Joe Mort. A evitat astfel ca Riva să se instaleze comod cu forehand-ul în partea de backhand, pentru că în permanență era amenințat de o schimbare a lui Jumur în de linie. 15 egal, 15. Se pășează Riba faptul că a văzut venirea la fileu, dar nu a avut curajul să încerce lungul de linie. Game Jumur, egalată la 2. Înghesuit Riba, presat pe backhand, este vulnerabil în acea poziție, 0-15. Ușor nervos spanielul, ar putea forța break-ul Jumur. Ajută primul serviciu. Ce păcat, jucase punctul superb Jumur până la acest ultim vole. 30-15. Nu cred că era nevoie de o execuție atât de complicată și de riscantă. Un simplu vole în cross, cred că ar fi fost suficient.
ai 10 gare. Tardiu. Din nou acea schimbare de direcție spre forehandul lui Riba. Deranjat, spaniolul a greșit cu forehandul mult mai mult decât o face de obicei. Frumoasă contra scurtă. 40-30. Riba. Rezistă bine acum în raliu Riba, se și încurajează. 3-2. Riba leads by 3 games to 2. 3-2 în favoarea spaniolului. Pas Jumur 30-0. Cât pe ce să mai reușească un as bosniacul. Cel de mai devreme a fost primul al meciului pentru Damir Jumur. 30-15. Bine, și dublă greșeala cu numărul 2. 30-15. Vorbește singur Riba, complet nemulțumit de evoluția sa de astăzi, cel puțin până acum.
40, 30, 40, 30. Game, jumper. He's my god of new balls. Regalează la 3 jumper, se schimbă mingile. Rezistă foarte bine defensivă riba. 30, 15, 30, 15. A atacat bine în câteva rânduri Jumor, dar mingea s-a tot întors, iar până la urmă bosniacul face eroarea neforțată. Cred că a greșit mai mult astăzi cu forehand-ul riba decât a făcut-o în toate cele 4 meciuri de până acum aici la Arad. Îi intră însă primul serviciu. 40-30. S-a ajutat mult cu serviciul. Este practic lovitura care l-a ținut în meci astăzi. Admirabil efortul lui Jumor, ajunge la această scurtă și returnase din apropierea gardului și nu doar că o ajunge, dar reușește un unghi superb. Nici riba nu a închis bine la fileu, dar se știe, nu este zona în care spaniol se simte foarte confortabil. Jumor. Get the break, Jumor.
C'è la vittoria, riuscite Jumor per Ponsena, poi Risk non aveva un unghio forte, ma per trimita quello inside in. Jumor leads by 4 games to 3. Surprins, riba și extrem de nervos, cred că a și spart racheta. Da, și este avertizat. Da, lucrurile nu se leagă pentru Riba astăzi. N-are două șanse de a forța un break pentru a rămâne în match. Dublă greșeală a bosniacului, întind adversarului o mână de ajutor cât se poate de binevenită. Pentru că Riba este descumpănit. Toată ce greșeală a făcut Jumor, surprinde cu backhand-ul în lungă linie și ratează lovitura mai simplă. Poate este puțin încurtat, simte că are meciul în mână și dacă joacă cum a făcut-o până acum, probabil ar câștiga. 30. Simte acum pe Riba că va risca, se va întoarce cu forehand-ul și schimbă în ultimul moment cu serviciul al doilea as. Moment de inspirație al lui Jumor. 30 egal. Serviciul volei acum. 40-30, minge de 5 la 3. 40-30. Egalitate. Excelent backhand al lui Riba. Avantaj Jumor. Gata out, Riba cred că cere verificarea urmei. Să vedem dacă se poate observa pe reluare. La limită.
A fost bună, se pare. Nu-i vine să creadă lui Jumur. We play the point. Avantaj Jumur. Left. Ce combinație reușește Jumur, încearcă un doiul, Riba se apără bine în cross, găsește chiar un unghi bun, dar din alergare, iată, de specularul de dublu, trimite Jumur în unghi de linie, pe linie, își consolidează break-ul și se desprinde la 5 la 3 la un singur game de câștigare a meciului. Va servi acum Riba pentru a rămâne în meci. Please. Încearcă scurta Jumur, dar ingea se oprește în file, oricum îl citise Riba, ar fi ajuns lejer acea minge. Un 2 reușit de Riba, 40-0. Riba. Jumur conduce cu 5-4. Rămâne în match Riba, după un game excelent, poate cel mai bun al său din acest set, sau chiar din acel moment în primul set când el a condus cu 4-1. Time.
Servește Damir Gilmore pentru meci și pentru titlu la Berdear Challenger. Puțin lung acest forehand, începe bine game-ul Riba, întotdeauna sunt importante primele puncte, primul punct practic într-un astfel de game de mare presiune. Din nou același forehand de lung de linie, puțin prea lung. 0-30, șansă pentru Riba. Strânge punul, simte momentul prielnic spaniolul. Încă o dată, 3 forehand-uri identice, se grăbește Jumur. Pe linie. Salvează prima minge de break Jumur. 15-40. O serie de 7 puncte consecutive pierdute. Recuperează break-ul Riba, egalează la 5. 5 egal. 5 games off. Ratează un 2-ul Riba. A fost afară, confirmă arbitrul întâlnirii, românul Vlad Trențu. Zero, 15, la fel. Serviciul este lovitura care a funcționat cel mai bine lui Riba în acest match. Serviciu câștigător, 40-15. Încă un as. Riba. Al doilea în acest game, al patrulea, în total pentru Riba. Întoarce spanielul de la 3 la 5, la 6 la 5, iată. Dacă în primul set Jumur a fost cel care a întors de la 1 la 4 la 6 la 4, acum este rândul spaniolului să aibă parte de o revenire.
Din acel moment, de la 4 la 1 în primul set, Jumur a părut să controleze, de fapt a controlat meciul. Dar acum iată-l din nou în dificultate, să vedem cum reacționează. Puțin a lipsit ca Riva să reușească acest passing shot. Și o lovitură fantastic cum a trimis Jumur. Dezechilibrat, surprins, a trimis bine riba, a apăsat și în picioare sau chiar în spatele poziției în care se afla Jumur. Dar acesta reușește cumva să trimită acel vole. Un 2 acum, reușit de Bosnia, cu 40-15, se redresează, se pare, Jumur, după cele 3 game-uri consecutive pierdute și după ce a avut șansa de a închide meciul. Ce scurtă! Puncte de excepție reușite de Jumur în acest game. În dificultate, bosniacul reușește totuși să împingă setul la tiebreak. Creșește riba. Mini break pentru Jumur încă din startul tiebreak-ului. Serviciu câștigător 2 la 0. 2-0 Jumur.
3-0. 3-0, Jim Hope. Se plânge Riba că ar fi fost out serviciul și cred că a fost după acea urmă, dar el trebuia să oprească punctul imediat după ce a executat returul. Acum nu mai are dreptul să ceară inspecția urmei. Foarte supărat spaniel. Dar într-un astfel de moment, greu pentru el, e ușor să te simți nedreptățit. Mingea a fost într-adevăr afară, dar nu mai are ce să facă. Primul punct al lui Riba în acest tiebreak, 1-3 din perspectiva spaniolului. Este afară, 2 mini break-uri avantaj pentru Jumur. Neinspirat, Jumur avea minge deasupra fileului, însă a optat pentru un volley stop în dauna unuia apăsat, mult mai sigur. Recuperează Riba un mini break, 2-4. Superbă lovitură, 5-2, Jumur. 5-2, Jumur. Riba. Trei mici de meci pentru Jumur, care va servi acum de 2 ori. Yeah.
Mingea îi sare peste umărul lui Riba, care greșește. Victorie pentru Damir Ciumur, 6-4, 7-6. Al doilea titlu Challenger din cariera bosniacului, ambele cucerite anul acesta și ambele împotriva lui Riba în finală. La Mersin în Turcia în aprilie anul acesta, Ciumur s-a impus cu 7-6, 6-3, astăzi 6-4, 7-6. Continua sezonul fantastic pentru Damir Ciumur și Riba stă mai bine decât anul trecut. La Rad atunci a fost învins în 2013 de către Radi Ungur în semifinal.